și m-a văzut ăștia de aici. Mamă, acolo e. Ok. Hai că v-ați descurcat cu un băie mare. Ce? Ce? Regulamentar, că e dreptul meu. Da. Chiar dacă sunt nepotul lor. Corect, nu? Că vin acum. Ba, că te aștept. Hai că mai sunt cu cineva, da. Da. Că dacă le iei, mă duc în spate, că-s mai mic. Ok? Mă duc în spate, că-s mai mic. Mician. Ai înțeles ce am zis? Poate, așa poate mai vorbiți. Poate mai rezolva și alte chestii. Ok? Da, da, da. Suntem super. Doamne, până iese și eu, desfac centura, fac m-am pasat și așa mie îmi place acolo. Când mă punea ăștia șef să răspund de proștilor, mă punea șef de echipă și trebuia să răspund și de mașină și de șofer. Ok? Dacă ăla făcea, adormea și făcea ceva, știi cum stăteam aici? Că mergea cu 200, cu 230 la oră și cu girofarul și cu alea, îți băgai pula mea de viață. Că făceam, plăiai mâine la ui și la revedere, nu mai făceai cruci. Și că scapă cine poate. Și pe urmă, până la urmă să ajung să fiu, în loc să fiu bătut de vagabond pe stradă, am fost bătut de colegii mei. Că nu e bine să vorbești, dar oricum timpurile alea s-au dus. Da, sunt da. Trecute, n-ai nicio chestie. Să vorbim de actual, de ce facem, cum e ok, nu? Cum vă zicea doamna Anca, nu știu cu cine ești și tu, cu cine, că ți-am zis, eu sunt sper convins că sunt chestii de interes. Logic, nu? Da, da. Da, mă, frate, știu, eu oricum sunt a nimănui. Eu să știi cum sunt ca un floc în fața pizdei și așa, nici nu am candidat, nici nu am, dar chestia e că vorbim coerent, să vedem ce facem, nu? Da. Adică să ne tratăm, trebuie chiar... Trebuie să urc sus. Da, da, exact. Eu am timp, am stat 25 de ani. Știi cum stau lângă mașină și ce-o mai păzesc până dimineață? Da, ce pare cu ai văzut, am mâncat micea, am băut berea. Niște apă găsesc eu aici, în barăcile astea. Apă găsești, dar nu prea e nu, fiartă. Tata, așa o beau.